Bun găsit la o nouă ediție Healthcare Trends, o emisiune săptămânală pe teme medicale realizată de Mediafax în parteneria cu Banca Transilvania. Vorbim astăzi cu doamna doctor Benedec Teodora, care este șef al clinicii de cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Spuneți-mi cum v-ați început povestea în acest domeniu, cum v-ați ales specializarea? Da, eu sunt medic specialist cardiolog și practic domeniul acesta al cardiologiei m-a fascinat, pot să spun, încă din copilărie. Eu cred că am știut că vreau să fiu cardiolog mai mult decât am știut că vreau să fiu medic. Am avut acest target de a alege cardiologia încă de dinainte de a intra la facultate, pentru că întotdeauna m-a fascinat inima ca organ viu, ca organ care pulsează, ca organ care generează energie. Organismul nostru nu ar putea funcționa fără această energie dată de acest organ viu care este inima și cred că această idee de vitalitate m-a atras întotdeauna spre cardiologie. Când eram în clasele primare, mi-amintesc de orele de biologie, când profesoara ne cerea să facem exerciții de imaginație plimbând o hematie de la degetul mic până când se toarce înapoi și poate că aici a avut un rol important stârnirea curiozității, colaborat cu această idee de energie, de vitalitate pe care o inspiră inima și atunci mi-am dorit să fiu cardiolog. Am intrat la medicină, era grea admiterea la medicină, am intrat din prima și practic din primul an de facultate am încercat să aprofundez cât mai mult tot ceea ce era legat de inimă și de sistemul cardiovascular. V-ați perfecționat la spitale din străinătate. De ce ați optat să vă întoarceți în România? Adică care sunt punctele tari ale sistemului care v-au convins sau din contră punctele slabe care v-au provocat să vă întoarceți în țară? Am participat la numeroase stagii în spitale din străinătate, în spitale performante din străinătate și mi-amintesc că de fiecare dată când eram acolo mă încerca așa o dorință ca procedurile și sistemul de acolo, performanța de acolo să pot să le aduc acasă. Niciodată când am plecat în străinătate nu m-am gândit că plec pentru a fi acolo ceva, pentru a face acolo ceva, ci m-am gândit că plec pentru ca să pot aduce ceva acasă, să dezvolt sistemul medical și din România și să pot să dezvolt modul de lucru al locului în care eu lucrez. E greu să spui pe scurt care sunt punctele tari și punctele slabe ale sistemului medical din România. Cred că unul din principalele puncte tari este performanța corpului medical. Și să știți că, în opinia mea, corpul medical nu pleacă. Acești medici care au plecat foarte mulți din România nu au plecat numai din cauza salariilor. Vedeți, dumneavoastră, acum problema salariilor s-a rezolvat cât de cât și tot continuă să plece sau nu se întorc medicii din străinătate. Pentru că medicii adevărați profesioniști nu-și doresc doar salarii, ei își doresc să poată rezolva cazul. Și pentru asta este mult mai mult nevoie decât salarii. E nevoie de posibilități de diagnostic, e nevoie de posibilități de tratament, e nevoie ca întreg sistemul care este în jurul tău, întreg sistemul cu care colaborezi, întreaga aparatură de investigații, de diagnostic și de tratament să fie aliniată la standardele și la ceea ce tu aștepți de la sistem ca să poți ajuta pacientul. Dacă vine un pacient la mine și eu la sfârșitul zilei am reușit să-i stabilesc diagnosticul și să îi recomand cea mai bună terapie, cel mai bun tratament conform tuturor ghidurilor internaționale, atunci eu pot să plec acasă liniștită. Dacă, în schimb, a venit un pacient la mine și eu nu știu ce are, pentru că n-am avut acces la un aparat, pentru că n-am avut acces la un rezultat, pentru că n-a fost finanțare ca să-i facem nu știu ce investigație, atunci plec acasă cu această frustrare, iar această frustrare se acumulează. Cred că asta este una din principalele puncte forte ale sistemului medical românesc, că oamenii sunt profesioniști, că medicii sunt profesioniști și sunt dedicați meseriei, iar punctele slabe pe care trebuie să le corectăm sau la care trebuie să punem umăr la umăr
tot corpul medical și să le corectăm, este în multe cazuri dificultatea accesului la o infrastructură performantă, la o infrastructură care și la niște algoritmi de diagnostic și de tratament care să-ți poată permite ca tu ca medic să poți practica medicina aici în Târgu Mureș, unde sunt eu, sau în România, așa cum ai văzut-o în centrele din străinătate din care te-ai întors. În România există de multe ori o super birocratizare a procedurilor medicale, a criteriilor prin care un centru poate să acceadă la anumite finanțări prin programe naționale, prin casele de asigurări, prin bugetul casei de asigurări. Există o super reglementare care face ca anumite investigații de înaltă performanță să fie concentrate doar în centre mari. Și atunci, aceasta este o piedică în calea dezvoltării pe scară largă a tehnicilor moderne de diagnostic și tratament. Dacă vorbim de cardiologie, de exemplu, în statistica Societății Europene de Cardiologie, suntem în multe domenii pe unul din ultimele locuri în Europa, dacă nu chiar pe ultimul, în ceea ce privește numărul de centre care fac anumite proceduri, de exemplu, implantările percutane de valve sau implantările de defibrilatoare intracardiace sau centre care fac implantări de presincronizatoare, la fel pe unul din ultimele locuri în ceea ce privește numărul de specialiști cu competență în acele proceduri sofisticate. Și asta este cauzată de o tendință a sistemului de-a lungul anilor de a bloca accesul noilor centre, de a bloca accesul noilor specialiști, a tinerilor specialiști la aceste proceduri și la aceste resurse. Trendul este cu siguranță în favoarea dezvoltării acestor specialități și nimeni nu se poate opune trendului, nimeni nu se poate opune valului. Deci mai devreme sau mai târziu se reușește intrarea de noi centre, formarea de noi specialiști. Vă spun asta pentru că sunt și președintele Comisiei de Cardiologie a Ministerului Sănătății și știu cât mă lupt și cât m-am luptat în ultimul an pentru a deschide barierele și a lăsa a deschide accesul, a permite accesul cât mai multor pacienți la aceste finanțări prin, pentru proceduri de înaltă complexitate. Dacă vorbim de principalele neajunsuri ale sistemului medical românesc, sigur că trebuie să menționăm și problemele legate de finanțare pe care le ridică toată lumea și faptul că o mare parte din bani se duc în căi pe care noi specialiștii din sănătate nu le cunoaștem. Nu știm unde sunt banii, nu există o transparență foarte mare a cheltuirii acestor sume și asta ne creează nouă specialiștilor care practicăm medicina, mai ales cea de înaltă performanță, o anumită frustrare, adică te chinui, vine pacientul, vezi că nu îl poți rezolva, dar pe de altă parte auzi că banii s-au dus altundeva. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm și încet, încet se fac progrese în acest domeniu, dar sigur că pentru un specialist tânăr și nerăbdător niciodată nu e suficient de repede. De ce se implică un medic în politică? Cum este acest echilibru între medicină și politică? Da, tocmai pentru ce v-am spus. Practic, politicienii ne-au obligat pe noi medicii să intrăm în medicină pentru că am învățat lecția că dacă nu te implici să schimbi lucrurile, atunci și dacă ai o atitudine din asta de expectativă și aștepți lucrurile să se rezolve de la sine sau să le rezolve altcineva, s-ar putea să ți se termine cariera fără să apuci să vezi schimbările întâmplându-se. Medicii care au ales să se implice în politică, cum sunt și eu, sunt medici care doresc ceva mai mult de la sistemul medical decât le oferă în prezent. Sunt medici care doresc să contribuie la schimbarea, la reforma sistemului medical. Și ultima perioadă, ultimele luni au arătat foarte clar cât de mare nevoie este de aceste schimbări. Iar dacă noi medicii
nu participăm în mod activ la aceste schimbări, care tot de factorul politic depind, că n-are cine să schimbe legea decât factorul politic, deci dacă noi nu ne implicăm, atunci această reformă va fi făcută de oameni care nu se pricep. Noi medicii știm cel mai bine ce este nevoie pentru sistemul medical, noi medicii știm cel mai bine ce e nevoie pentru pacienții noștri, știm care sunt modificările legislative care să fie în interesul pacientului și nu a unor terțe persoane sau instituții, și atunci este de datoria noastră să ne implicăm. Eu sunt implicată politic, dar vă spun cu foarte mare sinceritate că printre pacienții mei se numără și politicieni din toate partidele. Nu există o conotație politică în activitatea medicală și, indiferent de culoarea politică, am discutat de multe ori cu pacienții mei diferite aspecte legate de legislația sanitară, cu cei politicieni mă refer, sau cu cei care au rude pacienții mei. Și cred că în acest domeniu, în domeniul medical, există un consens al tuturor politicienilor că trebuie făcută reformă și trebuie îmbunătățit sistemul medical din România. Sigur că viziunile diferă, dacă ești de stânga, dacă ești de dreapta, dar cred că pentru un medic asta este ceea ce contează cel mai mult. Trebuie să se implice în schimbarea cadrului legislativ de funcționare, care reglementează funcționarea sistemului medical, pentru că avem nevoie de reformă și avem nevoie de modificări și noi știm cel mai bine cum trebuie făcute aceste modificări. Poate fi un medic bun și un bun manager sau antreprenor, cam în ce condiții? Medicul este întotdeauna un mic manager, indiferent de poziția pe care o ocupă pe plan administrativ, pentru că el ține în mână managementul și destinul pacientului. El trebuie să-și organizeze, și are acest lucru în sânge prin formarea sa, trebuie să-și organizeze propriul algoritm de diagnostic și de tratament a pacientului. Sigur că e greu să fii și manager al unei unități sanitare sau unei, la scară mai mică, a unei secții, a unei clinici. Este mai greu să faci în același timp și management sanitar și activitate clinică. Dar cel mai bun manager este întotdeauna un medic care a practicat medicina. Nu poți să conduci o clinică dacă n-ai făcut gărzi în acea clinică. Nu poți să conduci o unitate care face intervenții dacă nu faci intervenții în acea unitate. Nu poți să conduci un spital dacă nu știi ce înseamnă specificul activității medicale, dacă n-ai practicat în acel spital. Sigur, poți să fii director medical sau manager medical sau manager general, mă rog, și de asemenea nu poți să ai o responsabilitate într-o structură de conducere la nivel macro sau la nivel județean sau național, fără să fii practicat sau fără să fii înconjurat cu oameni care au practicat și care știu despre ce vorbesc. Altfel, vii să înveți pe pielea pacienților cum se practică managementul sanitar. Managementul sanitar e greu, este o disciplină aparte. Dar în ziua de astăzi, în toate abordările moderne a tuturor patologiilor și procedurilor care se efectuează și în cardiologie, dar și în alte specialități, există această noțiune de cost-eficiență, în sensul că dacă eu spun pacientului aceasta este procedura pentru tine, aceasta este procedura recomandată pentru tine, eu trebuie să am acele noțiuni de cost-eficiență, să pot să pun în balanță ceea ce resursele pe care le folosesc pentru acel tratament cu eficiența tradusă în câștig un an de viață, câștig un calitatea vieții. Este o disciplină aparte pe care medicii o pot acumula, pot acumula bagajul de cunoștințe necesar, dar este mult mai greu pentru un economist, de exemplu, să intre în această disciplină fără să aibă cunoștințele medicale. Sunt curioasă care sunt cele mai sofisticate intervenții pe care le-ați făcut. Dacă spuneți sofisticate și mă gândesc aici la gradul de complexitate, exact,
a intervențiilor, cred că cele mai provocative din punct de vedere a complexității tehnicii sunt cele legate de implantările percutane de valve aortice. Este o tehnică foarte modernă care, practic, prin cardiologie intervențională, reușește să înlocuiască anumite tehnici chirurgicale pe cord deschis. Adică un pacient care are o stenoză aortică, o problemă mare la o valvă din inimă, beneficiază de implantarea pe cale intervențională prin picior, practic, printr-o arteră de la picior, a unui dispozitiv, o valvă, fără să fie nevoie să fie anesteziat, adormit, tăiat, deschisă printr-o operație pe cord deschis. Este o procedură foarte costisitoare, foarte complexă. Noi am făcut aceste proceduri împreună cu echipe de specialiști din Zurich, împreună cu echipe de specialiști din Italia. Am și participat la traininguri în străinătate în acest sens. Da, e o procedură sofisticată. Frustrarea mea, dar nu numai a mea, întregii comunități cardiologice este legată de faptul că nu sunt suficienți bani pentru a finanța aceste proceduri la volumul care este necesar. Suntem și aici pe unul din ultimele locuri în Europa și avem foarte puține centre care practică aceste proceduri, tocmai din cauza ceea ce vă spuneam, tendința unor centre mari de a păstra monopolul și a introduce reglementări care să blocheze accesul celorlalte centre. Astea ar fi intervenții complicate, intervenții complexe, dar dacă e să mă refer la complexitate în luarea deciziei, să știți că cel mai greu sau cel mai apăsător este să iei o decizie în condiții de urgență. Noi avem în clinica de cardiologie unitatea de supraveghere și tratament intensiv a pacientului critic cardiac, așa zisele USTAC, în care avem cea mai mică mortalitate din România în tratamentul infarctului miocardic acut. Eu, deși sunt profesor universitar, sunt șef de secție, fac gărzi în această unitate USTAC, deși foarte puțin fac dintre profesori gărzi, dar fac pentru că îmi place și fac pentru că am această senzație că reușesc prin ceea ce fac să iau o decizie pe care altul n-ar putea să o ia așa de bine în locul meu sau în fața tânăra generație cu care fac gardă să ia aceste decizii, care e foarte greu să le iei când trebuie să decizi într-o secundă, când bolnavul este în stop cardiac sau este într-o stare de urgență, să decizi ce îi faci ca să-l salvezi. Nu sunt proceduri așa de sofisticate, dar sunt mult mai încărcate de responsabilitate și cu impact foarte mare asupra vieții bolnavului. Care sunt noutățile? Adică cât de mult a avansat tehnologia în domeniul cardiologiei în ultimii ani și care va fi viitorul acestei specializări? Cardiologia se dezvoltă cu o viteză extraordinară. Dacă vorbim de tehnicile de diagnostic, care sunt tot mai sofisticate, sunt tehnicile de diagnostic imagistic, care au cunoscut un avânt extraordinar în ultimii ani. Putem, practic, să investigăm starea arterelor coronare, arterele care irigă inima, fără să fie nevoie de cateterism cardiac, prin tehnicile de angiocete. Putem, de asemenea, prin rezonanță magnetică, să cuantificăm cicatricea care se produce la nivelul inimii în urma unui infart miocardic. Putem face reconstrucții 3D ale fluxului coronarian. În domeniul tehnicilor de tratament, poate că cele mai de avantgardă, ca să spun așa, sunt cele legate de robotică, în care nu avem încă suficient implementare în România. Practic, tehnicile intervenționale de montare de stenturi, de proceduri electrofiziologice, de ablații în aritmii complexe, se fac astăzi în centrele mari din Europa cu ajutorul navigării robotice, adică tu ca medic nu mai trebuie să intri în raze ca să faci procedura respectivă și să porți acel shorts de plumb pe tine, ci poți să stai frumos afară și cu un joystick să manipulezi
cateterul, să-l miști în interiorul bolnavului și să facă cu ajutorul computerului aceste proceduri în locul tău. De asemenea, dispozitivele care se implantează în diferite patologii cardiovasculare sunt tot mai mici și există această tendință de miniaturizare a bateriilor care se implantează ca să fie cât mai ușor de purtat pentru pacient, cât mai confortabile. Și, nu în ultimul rând, ceea ce spuneam înainte, tehnicile de implantări percutane de valve care înlocuiesc tehnicile de chirurgie cardiovasculară și care au cunoscut un avânt extraordinar în ultimii ani, ca volum, ca număr de implantări. Cu această mică cădere, sau nu mică, destul de semnificativă în anumite perioade, care a fost în timpul pandemiei sau în anul 2020 s-au înregistrat în multe proceduri scăderi semnificative din cauza faptului că pacienții nu s-au mai prezentat sau a fost necesar să se suspende activitățile cronice programate, dar odată cu revenirea la normal, numărul acestor proceduri va fi tot mai mare, n-am nicio îndoială, iar tehnologia progresează și vom asista la dezvoltarea de valve tot mai ușor de implantat, cu dispozitive tot mai subțiri, tot mai cu riscuri tot mai mici pentru pacient. Și cred că, în general, în domeniul nu numai a cardiologiei, dar în toate tehnicile intervenționale și în diferite specialități medicale, există această tendință de a înlocui manevrele invazive, manevrele sângerânde, cu manevre de minim invazivitate, cu manevre intervenționale. Și aici, tehnologia care progresează de la an la an ne oferă dispozitive tot mai bune, tot mai mici și ca atare tot mai ușor de manipulat și de acceptat de către pacient. Când știm că ar trebui să consultăm un medic cardiolog? Sunt foarte multe situații. Principalul simptom care ar trebui să trimită pacientul sau potențialul pacient la un medic cardiolog, principalul cred că este durerea, este durerea în piept, este cel mai frecvent simptom pe care îl descriu pacienții cardiaci. O durere în torace, indiferent de ce natură este, dacă este o durere puternică care provoacă un disconfort pacientului, mai bine să vină la medic decât să existe o problemă pe care să nu fie diagnosticată la timp. De asemenea, lipsa de aer este un alt simptom care este specific în multe patologii cardiovasculare. Din păcate, de multe ori, acesta arată că există o insuficiență cardiacă, deci când lucrurile au progresat deja. Palpitațiile sunt de asemenea un simptom alarmant când pacientul spune că simte că inima îi se zbate în piept sau simte că e ca o pasăre care se zbate în piept, trebuie să vină de urgență la cardiolog, dar aș recomanda tuturor celor care au factori de risc cardiovascular, care au vârstă peste 40, 45 de ani, 50 de ani, în funcție de profilul de risc cardiovascular, care sunt fumători, care știu că nu mănâncă sănătos, care au tensiune mare, tot să vină să-și facă un control la medicul specialist cardiolog, pentru că ei sunt la risc de a face evenimente cardiovasculare și mai bine să vină degeaba și să spunem, domnule, n-ai boala deocamdată și să-i spunem ce să facă mai departe, să se păzească, decât să o aibă și să nu vină la cardiolog. În contextul ultimelor luni, aș vrea aici să fac o mențiune, aș recomanda tuturor celor care au trecut prin infecția COVID, pentru că sunt destul de mulți, din păcate, și în România, aș recomanda tuturor să-și facă un screening cardiovascular după ce s-au vindecat, pentru că se pare că această infecție COVID dă urmări și inflamația care există în timpul fazei acute de infecție COVID dă urmări cardiovasculare pe termen lung. Avem mulți pacienți, din păcate, care vin în ultimele zile cu infarct miocardic după ce în urmă cu 2-3 luni au avut infecție COVID. Ce facem în cazul în care, să spunem că suntem anxioși sau avem atacuri de panică? Cum se împacă inima noastră cu aceste stări? Este posibil să avem probleme pe viitor?
Să știți că aceste stări sunt de multe ori confundate cu afecțiune cardiovasculară, cu urgență cardiovasculară. Și, practic, noi de multe ori în camera de urgență vedem un pacient care are simptomatologie cardiovasculară, dar la toate investigațiile iese negativ. Și atunci, discutând cu el, vedem că, practic, el este într-un atac de panică. Da, sunt multe lucruri care pot da urmări cardiovasculare. Atacurile de panică, stresul, lipsa de somn, poluarea aerului. Aceștia sunt factori mai puțin cunoscuți, dar pentru noi, pentru specialiști, noi știm. Populația în general nu știe că aceștia sunt factori de risc pentru bolile cardiovasculare. De aceea este important ca toți cei care sunt expuși acestor factori de risc să vină la cardiolog, iar cei care au aceste atacuri de panică, da, să vină la cardiolog, pentru că incertitudinea că au sau nu o boală cardiovasculară le accentuează atacul de panică, le întreține acest atac de panică și atunci, printr-o discuție cu medicul cardiolog, se poate să se rezolve multe probleme mai eficient, inclusiv în acest domeniu. Ce sfaturi aveți pentru studenții care vor să se specializeze în domeniul dumneavoastră? O să râdeți. Principalul sfat este să fie agresivi, să nu se lase. Sunt mulți studenți în ziua de astăzi, sunt mult mai mulți studenți în clinică decât atunci când eram noi. E greu să te ocupi de toți, e greu să îi lași să intre în salon pe toți, să le organizezi rotația. Un student care dorește să fie cardiolog și care dorește să fie un cardiolog bun, trebuie să nu fie timorat, trebuie să-și ceară dreptul să meargă cu pacientul la investigații, să fie agresiv, să vină în gărzi, pentru că acolo poate învăța mai mult. Studentul care dorește să fie cardiolog trebuie să vină la cardiologie din timpul studenției. Să știți că eu, din anul 4 de studenție, până când am terminat, n-a fost zi să nu fiu în clinica de cardiologie în care astăzi sunt șef de clinică. Care sunt principalele mituri ale profesiei dumneavoastră? Că sunt sigură că au venit diferiți pacienți care v-au pus întrebări care v-au amuzat, care vi s-au părut haioase. Da, n-aș spune de mituri. N-aș vorbi de mituri pentru că de multe ori sunt mituri false. Cred că unul din principalele mituri pe care trebuie să le demontăm este faptul că accesul la manevrele de investigații și de tratament este dificil. Nu este dificil. Trebuie să vină pacienții. Vom găsi metodele ca să-i tratăm. Vedeți, dumneavoastră, apropo și de studenți, că sunt timorați și bolnavi, de multe ori vin și își cer scuze că deranjează medicul. Asta este un mit care este în mintea bolnavilor, că ei deranjează, că ei produc ceva. Nu, le spun întotdeauna. Noi suntem aici ca să vă ajutăm. Dacă nu ne deranjați, atunci nu rămânem șomeri. Noi ne bucurăm că veniți și apelați la noi. Nu deranjați pe nimeni. Așa e și cu studenții. Trebuie să vină. Dacă mă întrebați de aspecte haioase, e oarecum greu, știți, să reconstituie, pentru că, în general, pacienții cardiovasculari stau destul de prost cu psihicul când știu că au, cum spun ei, o boală cu motorul. Dacă ar fi să mă gândesc la cea mai distractivă întrebare, poate ar fi. Odată m-a întrebat o pacientă care era într-un studiu clinic, care primea un medicament investigațional, m-a întrebat dacă este adevărat că i-a spus, nu știu, medicul de familie sau cineva din sat, că aceste medicamente care la ea sunt pentru șoareci. Și atunci, sigur, e greu să le explici așa încât să înțeleagă că orice medicament pentru a ajunge să intre pe piață și să recomanzi, trece într-adevăr printr-o fază de testare pe șoareci. Până și aspirina, orice medicament care luăm în ziua de astăzi, a fost odată dat și la șoareci. Dar asta nu înseamnă că ele este un medicament pentru șoareci. Atunci m-a distrat foarte mult întrebarea respectivă. Ca să vedeți ce cred ei, ce gândesc ei despre ce facem noi aici în cercetarea clinică. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Benedec, pentru aceste informații. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc pentru invitație și să știți că aici, întotdeauna la Târgu Mureș, bate inima cardiologiei la o viteză
foarte rapidă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și ne vedem în curând la o nouă ediție Healthcare Trends aici la Mediafax.